noi suntem echipa surpriză la domiciliu și persoana care v-a făcut această surpriză vă iubește enorm. Și sper că după mesajul dat, poftim, că după mesajul dat să vă dați seama despre cine este vorba. Poți să-l citesc, da? Da. Scumpii mei, dragii mei, idealii mei, astăzi vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că mereu mi-ați fost și îmi sunteți alături. Pentru că mă susțineți în orice fac și mă iubiți necondiționat. Nici nu pot să redau în cuvinte tot ceea ce simt pentru voi. Au fost multe momente când am simțit că sunt cea mai norocoasă din lume, pentru că vă am aproape și știu că nu sunt puține dățile în care am greșit, dar indiferent de mulțimea lor, voi ați continuat să credeți în mine și să mă îndrumați la mai bine. Vreau să vă mulțumesc pentru toate clipele petrecute alături, pentru toate grijile, pentru toate momentele fericite. Vă mulțumesc pentru toate dojanele și pentru că m-ați învățat ce e mai bine când a fost nevoie. Cu ajutorul amândorora, am devenit persoana care sunt astăzi. Mi-ați oferit educația și cultura cu care mă mândresc. Mi-ați oferit cum trebuie să mă comport, să vă vorbesc și sunt recunoscătoare. Mă rog la Dumnezeu să fiți mereu fericiți, împliniți și sănătoși. Promit să am grijă de voi, așa cum ați avut de mine. M-ați iubit în ciuda tuturor problemelor ce apăreau în cale. Vă iubesc, scumpii mei, și sunt mândră, sunt împlinită că îmi sunteți părinți. Vă ador! Emoționată, nu pot să vorbim. Mulțumesc, am că din suflet îți urem și noi o viață bună, bogată. Cum ești bogată la suflet, să ai bogată și viața să-ți fie bogată mereu. Și mai îndelungat, împreună să fiți, să ne aduceți bucurie și mai înainte, cum până acum. Vă iubim. Mulțumim foarte mult și eu vă iubesc pe toți, pe toți. Tot una, egal. Azi. Mulțumesc foarte frumos pentru surpriza pe care ne-ați făcut și vă mulțumim foarte frumos pentru că ați purtat în suflet surpriza aceasta. La toți, vă mulțumesc, vă iubesc mult.